Teritoriul Galcovurlui se întinde de la partea de sud a județului Vaslui și se continuă până în partea de nord-est și centrală a județului Galați. Este așezat în sud-estul țării, între râurile Prut și Bârlad, în zona dealurilor și câmpiei Covurluiului. Prutul formează granița între România și Republica Moldova, fiind o resursă quadruplă. Pe de o parte peisagistică, prin frumuseți naturale nebănuite, o resursă piscicolă pentru pescuit profesionist sau sportiv, de mediu, prin parcul natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, cât și pentru micile sisteme de irigații. Pe teritoriul județului Galați, Prutul curge pe o distanță de 122 de kilometri, din care circa 40 de kilometri pe teritoriul Gal, constituind poartă de intrare în rezervația biosferei Delta Dunării. Pe teritoriul Galului există suficiente resurse de apă pentru a asigura cererea de apă potabilă. Parcul natural Lunca Joasă a Prutului Inferior se întinde pe teritoriul comunelor Capadinești, Suceveni și Oancea și cuprinde bălți, lacuri, mlaștini, păduri, cât și pajiști umede. Cele mai importante patrimonii de mediu din teritoriul Gal Eremia Grigorescu 1863 Galați este Parcul Național Lunca Joasă a Prutului Inferior, situat pe raza comunelor Vlădești, Măstăcani, Foltești, Frumușița și Tulucești. Acesta se întinde pe o lungime de circa 45 de kilometri. Frumusețea acvafaunistică ne demonstrează încă o dată că Prutul poate fi valorificat din punct de vedere turistic cât și ecoturistic. Fauna din lungi și bălți se compune din vulpi, vidre, iar dintre păsări pot fi menționate rațe, gâște, pescăruși, sitari sau lișițe. În apele Prutului, cât și în zonele lacustre, putem regăsi crapul, șalăul și mai rar somnul. Teritoriul Gal Valea Prutului este dispus paralel cu râul Prut, parcurgând jumătatea nord-estică a județului Iași și partea de sud-est a județului Botoșani. Din lungimea totală a râului Prut de 953 de kilometri, aproximativ 100 de kilometri traversează teritoriul Gal Valea Prutului, fiind granița naturală dintre cele două state, România și Republica Moldova. Pe teritoriul Gal Valea Prutului există un număr de 5 arii speciale de conservare, 4 fiind în județul Iași și una în județul Botoșani. Una dintre aceste arii protejate este chiar râul Prut. Situl găzduiește efective importante de specii protejate, cum ar fi bătăușul, piciorongul, ciocântorsul, becatina mare, nagâțul, rața roșie, gâsca cu gât roșu, stârcul și chiar fluierașul de mlaștină. Turiștii pot întâlni, observa sau chiar fotografia și specii de interes comunitar, precum egreta, barza, lopotarul, pescărușul, cormoranii, lepedele sau acvilele de câmp. Asociația LIDER Colinele Moldovei. Hidrografia teritoriului este constituită din ape de suprafață, ape subterane freatice și acvifere,
Pe cursul acestora fiind amenajate o serie de acumulări cu rol de irigații și piscicol. Cel mai important fiind iazul Dragșani-Sulița, de pe râul Sitna. Solurile sunt pretabile pentru pajiști, plantații vitipomicole, forestiere și fânețe. Vegetația naturală din microregiunea Gal, caracteristică zonei de silvostepă, este alcătuită predominant din plante ierboase în pășuni naturale și din specii de plante suculente și bulbifere, arbuști precum porumbarul, măceșul, păducelul sau păiușul. Pădurile sunt alcătuite din stejar, gorun, carpen, frasin, arțar, jugastru, ulm, salcie, plop, tei și fag. În interiorul microregiunii, fauna este formată în principal din mistreț, căprioară, dihor, vulpe, jder, iepure, prepeliță, ciocănitoare, mierlă, sturz, gaiță sau cuțitul. Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Moravski-Vrota este o organizație care a fost înființată în anul 2008. Scopul primordial al asociației este de a lucra pentru dezvoltarea zonelor rurale, mobilizând rezidenții să participe activ la dezvoltarea lor, cât și la dezvoltarea turismului rural, conservarea resurselor naturale și a patrimoniului istoric și cultural, la creșterea conștientizării mediului, cât și la modelarea societății civile și dezvoltarea antreprenoriatului în zonele rurale. Teritoriul GAL se bucură de un potențial turistic dezvoltat, asociația fiind preocupată de protecția și menținerea diversității biologice, a resurselor naturale, cât și a celor culturale asociate. GAL Zielony Szlak Nizhyny Mazowieckiej este o asociație specială constituită din anul 2007. Pe teritoriul GAL-ului există numeroase arii naturale protejate. Râurile care străpat teritoriul sunt Orjice și Narev. Sunt râuri diverse, în mare parte sălbatice și nereglementate, care se bucură însă de un interes mare și în creștere în rândul turiștilor, în special al canoiștilor. Meandrele sale, împreună cu malurile variate, reprezintă o atracție foarte mare pentru cei care caută fauna sălbatică. Teritoriul GAL este dezvoltat din punct de vedere turistic, prin puncte de atracții foarte frumoase de vizitat.